poate să fac un video pe aici. Ia, cum a ieșit aici sus la Orange. Ia, să văd urmele mașinii. De acum cu zăpada asta. Nu știu care o ieșit. Să vede acum, recent. Deci am săpat un ușișe prea. Uite, facem o coborâ vacile atunci. Să văd urmele din mașină. Eu vin vacile acum. Aici, în partea asta. Hai la mușu, bă! Hai! Au pus niște rugi aici. Le-au țăpat jos care au intrat aici cu mașinile. Hai la mușu, bă! Ia! Uite, am avut săl și dusă de acasă. Mi l-au îmburdat. Ia. Uite. Poate să vin după vaci până aici. Că cobor la drum. Dar aici nu e ce mânca. Ca dincolo în partea așa. Și am pus aia cu rugile să nu-mi vină vacile în coș. Nu că nu am drept să vin pe aici cu ele să pașunez. Hai! Ia cu ușul, hai! Aici nu e ce mânca, că aici a fost ciobanul. Ia. În vara asta, pe aici. Hai! Dar trebuie să mă duc să le duc în clo. Nu, dacă nu erau rugile să se face, de acolo pe pozii vramiță, nu trebuia să vin în coș cu ele. E bine că le-am găsit așa. Păi, am cumpărat gard electric. Am băgat 8000 de lei în gard electric. Și mi l-au distrus. Și aici la Orange, șobanul Adam Daniel Dănuț, 800 de metri m-au furat din el în 2017. Mi-l-o mai rupă mine și anion, că i-o dat foc acolo în 2018-19 pe vale. Familia Gașpăr, Marioară Gașpăr m-a spus că și Valeru i-o dat foc cu bricheta. Voi mereșan. Atunci mai familia Piciu, mai Ristea, mai Vânători. Nu știu pătăți. Am depus plângere la parchet, la poliție. Hai cu ușul. Yeah. Hai să mai mult. Hai, hai ne. Le-am dat drumul ieri după masă. Însă ori venit în coș. Acum. Yeah. Sus, neagră. Sus, scoală. Yeah. Doar mai crește bica asta să le montez. Că am dat bica și la vară. Că trebuie să... Mă lupt cu instanța până gura Honscu, și din dosarul 1074 238/2023 cu 5 dosar 6628 din 2023 de la OCPI Gura Honț, mai cu alții plângeri pe la parchet și a trebuit să dau bica și ia, n-am cu ce monta acum până crește, că la siringă nu m-au prins. Ia, de-abia am avut o bică până 2020 de-am montat vacile. 2 ani de zile am montat pe 2 vaci. Am dus doctor de la Ineu să le monteze. Nu ori prins, de l-am întrebat și are. Nu are nimic, acum a nimerit-o. 2 ani de zile, până când m-am hotărât să le vând. Le-am vândut la unul din Lugoș. Haine, neanclu. În 2017 am vrut să țin o bică. N-am putut să-l țin, că trebuie să mă duc la proces la Timișoara cu Braițu, cu Todor, din Chisângia. Că m-a lovit o vacă cu oglinda în corn. Când am mers pe drumul public. S-o baga pe aia, s-o spărie vaca. S-o lovit-o cu oglinda în corn. O viteză.
Nu a trecut pe banda și alaltă, nu s-a băgat aproape de vacă. Și vaca a trecut în față că s-a temut. Și trebuie să merg la proces la Timișoara, la parchetul militar. Cu braițul că a zis că să-i dau 4.000 de lei pe oglindă. Dacă nu, când am prinde, mă omoare. Și așa în 2020, împreună cu ceilalți reclamanți din dosarul 809-238/2020, m-au băgat vacile pe teren la Paișan, Ion și Lena, între Paișan și Chisângia, cu Bonchiș Florin, cu Bardan Cristian, cu Gurban Florin, și nu au vrut să mă aleagă să le scot, și cu pruncul Lumie și Abraițu, cu cei jandari. Trebuie să sun la 112. Dosar 820238/2020. Și cuibul de infractori din la judecătoria Gura Honț, care lucra la dosar, nu m-au anulat procesele verbale. Păi, vacile mele au și paște, dar dacă ăștia m-au rupt drodurile și îmi distrug, ce vrei să fac? Vine să stai aici. Poliția, parchetul, judecătoria, IPJ-ul Arad, cuibul ăla de infractori din IPJ-ul din Arad. O să pun și videoclipul ăsta pe YouTube. Ne, hai! Hai, ne, neagumușu! Să vadă că nu sunt stare și nu au fost în stare să-mi apere bunurile, drepturile, nici poliția, nici parchetul, nici IPJ-ul, nici judecătoria și nici primăria Chisindia. Toți vreau taxe, impozite și salarii. Neagră, neagră, hai! Hai cu mușu, sus, sus! Trebuie să le duc acum acolo, în partea așa. Le duc și trebuie să le cobor cât acasă, pentru că le dau drum mai târziu, sau mâine, dacă le duc mai târziu astăzi. Iară pe geală acolo. Că altfel, iară vin în coașă să ducă, drodul e rupt. Nu-l plăci nici care. Distrugerile, nici aia care îți necunoscuți. Pentru că poliția, parchetul și judecătoria au renunțat la urmărirea penală în dosarele din 2022-2023, care le-am avut pe la parchet și pe la judecătorie, din interes public, că zice că e puțină pușcăria. E gelonan la 5 ani, păi pe mine nu mă interesează pușcăria. Pe mine mă interesează că mi-a creat greutăți în desfășurarea activități socioeconomice. Și eu am pierderi economice din cauza lor. Da? Și atunci n-au decât să plătească tăți. Și taxe și impozite și asta. Aici sub Vasile. Vezi, aici unde bea vaca și apă. Din 2018, primul război mondial, sau 17, nu știu exact, aici o suit armata română tunurile. În caz că trece armata austro-ungară, pe aici, pe Peșani sau pe Hurez, sau germană. Aici au avut suite tunuri, îi zice la Balta Grecului, acolo sus pe dealul și ăla avea un punct de observație, o șuvă, înaltă de vreo 30 de metri, observator. No. Aici nu e ce mânca, că aici a fost șobanul, acolo e ce mânca, pe la mine, pe-n partea aceea. Opresc aici videoclipul, că mai mare de 15 minute, nu pot să-l pun. Vizionare plăcută, aici sub Vasile.